date la Roșia Montană la începutul anilor 70, Punta de Piatră și Duhul Aurului, unde se vedea o localitate, un târg minier, un loc de lume prosper care arăta încă în 1970, așa cum cred că arăta și la 1900. Este ideea care m-a urmărit mai bine de 20 de ani și am trăit tot timpul cu dorința de a ajunge acolo și de a vedea acele locuri. Cred că oricare cetățean din țara asta ar trebui să ajungă acolo, să vadă, să cunoască locurile, oamenii, înainte de a avea o părere. În septembrie anul trecut am devenit voluntar al campaniei Roșia Montană, iar anul acesta, în 6 februarie, la Ziua Roșiei Montane, am văzut majoritatea filmelor documentare care s-au făcut pe tema asta. Din păcate, niciunul nu este producție românească. Ungaria, Germania, Grecia. M-am hotărât atunci că în vacanța de Paște și 1 mai voi petrece acolo 6 zile în care să cunosc mai de aproape ce înseamnă Roșia Montană, care sunt implicațiile actuale și să suprapun imaginea care mi-a rămas pe retină și în memorie cu cea a realității actualității de astăzi. Am rămas foarte atașat de ideea călăuzitoare acestei campanii și m-am reîntors după mai puțin de 2 luni pe programul Adopt o Casă împreună cu un grup de studenți și desigur în luna august la FilmFest. Așa că o parte din sufletul meu ardelenesc a fost și rămâne la Roșia Montană. În fiecare duminică în București, Roșia Montană este aici lângă noi.